So, un Sandero Stepway venit din Bulgaria. Facem backup-ul și vrea să schimbe ceasurile ca să le aibă digitale. Pentru că toată lumea mă întreabă, o să fac un filmuleț să vedem cum se schimbă și cum se văd. So, removing like this, o să împingem și iese se depărtează. Așa. Are un suport aici. Ia să vedem. So, remove. Se înalță asta, se scoate și se trage afară ușurel. Și acum avem două șuruburi, unul aici, unul aici. Și asta e tot. Să vedem. Și acum am scos șuruburile și tragem ușor. Și ajungem. Să scoatem ceasul. Acum este pe poziții și vedem prima Până acum nu sunt alarme. Partea bună. Să vedem, să verificăm configurația, să vedem dacă totul e ok. Yeah, I follow your group in Facebook before 1 year. Yeah. So, ia să vedem acum Multisense. Eco. Changing Multisense. Function. So here average LPG. Settings, tire, range, unit. Și acum, dacă intrăm, are. Stiluri de a și se poate schimba și culorile. Vehicle, indicator volume, park assist.
Yeah, I follow your group in Facebook before 1 year. Yeah. So, ia să vedem acum Multisense. Eco. Changing Multisense. Function. So here, average LPG. Settings, tire, range, unit. Și acum, dacă intrăm, are. Stiluri de aia și se poate schimba și culorile. Vehicle, indicator volum. Alt sens. So let's go LPG, deconectăm. Și a trecut pe conectăm gazul. Și acum momentul adevărului. A, uitați cum arată cu ca și spațiu. Nu este inserată full, dar puțin mai în spate. Cam așa. This is the frame. Settings, language. Yeah. Login. Okay. Change. Even the language. You can exit us over there. Doesn't change the motor, but it's looking nice.
atent. Sorry. Left. It's okay, no? There for LPG and 0605 in front of that. Here. Everything looks okay. No problem. Yeah. Hmm?